thing of the joy only love can bring. Heaven knows it's in my heart and my soul. Mă numesc Ethan Truth. Am 12 ani și 4 luni. Sunt în mașină de 15 ore, 4 minute și 32 de secunde. Fratele meu mai mare, Rodi, care sforie lângă mine, mă urăște. Uneori mă urăsc și eu, pentru că știu că sunt responsabil pentru tot ce s-a întâmplat la Boston. De aceea vechiul Ethan, cel care am fost, nu mai există. Îți place? Locul ăsta e minunat. Mă gândeam că ai vrea să-mi spui niște lucruri despre tine. Nu prea știu. Deci nu începem cu numele tău. Mă numesc Ethan, din Boston. Ceva special ce ar trebui să mai știi despre tine, hobby-ul sau detalii amuzante? Nu prea cred. Păi bine, sunt sigură că o să ne cunoaștem mai bine în curând. Puteți începe. Sunt foarte curioasă să văd cum a ieșit primul vostru proiect. Caroline, ești pregătită? Da, doamna Silva! Și eu. Cum aș putea să întreb lucrurile dacă aș putea să mă întorc în timp? Aș putea să o convin pe Casey că nu era nevoie să mergem la petrecerea aia stupidă. Sau pur și simplu să nu o fi provocat la chestia aia. Sunt milioane de moduri în care aș putea îndrepta lucrurile. Și, Ethan, cum a fost la școală? A fost bine, în mare parte. Și profesorii? Cum să-ți dea seama, Ethan, dacă profesorii sunt competenți? Are doar 12 ani. I-am pus o întrebare lui Ethan. Te întreb și pe tine imediat cum a fost la școală. Nu te obosi. Te rog, încetează. Unde e bunicul când ai nevoie de el? Casey s-a urcat în copacul acela, deoarece eu am provocat-o. Nu trebuie niciodată să ți-ai rămas bun, pentru că mereu o să ai amintirile. Nu vreau să-mi rămas. E incredibil. L-am descoperit acum câțiva ani. N-am mai adus pe nimeni aici. Gărfulețul Coralie. L-ai botezat după numele tău? Normal că da. E bucățica mea de plajă. Acum că ți-am prezentat gărfulețul meu, aș vrea și eu să aud povestea lui Ethan. Mă numesc Ethan Truth. Sunt în mașină de o oră, 47 de minute și 5 secunde. Mai e mult până să ajung unde trebuie să ajung, adică la azilul unde o voi vedea pentru ultima oră cu cea mai bună prietena mea, Casey. Iar când o să ajung acolo, o să o țin de mână până la ultima clipă. Dar nu voi spune atât. Ce o să spun? Casey, acum trebuie să mergi mai departe. Să fii liber. Te provoc. Bunica Betty a murit de cancer de sân, nu? Da, a murit. Dar trebuie să el să dea cu mâna. Da, încetează! Omul face tema! Hobby-ul sau detalii amuzante? Nu, stai, nu.